Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Iona Games și ne jucăm Minecraft. Mă aflu aici la adăpostul iepurilor, sau ferma iepurilor, cum a spus eu în episodul meu, ca să facem grădina de morcovi. Ați văzut dacă un pic seria mea, dacă, de fapt, dacă ați văzut puțin seria mea, acolo, într-o peșteră de asta, am omorât un zombalon și am primit un morcov de la el. Și acum m-am gândit să fac o grădină de morcovi, nu o fac prea mare, pentru că am văzut la grădina de, cum îi spune, de cartofi și de grâu că este prea mult, chiar nu am timp să o recoltez sau cultiv, parcă aș fi la farmi să și le fac aici frumos. Mă gândeam să fac în zona asta și o căsuță. Văd că pe acolo este ceva interesant. S-ar putea să exploresc pe aici. Bine, în partea aia mai fost, în partea aia de acolo. Așa, dacă... Bun, hai să facem următoarea șmecherie, să începem să mulțim morcovii care avem. Fapt, morcovul pe care îl avem. Să facem așa. Pac. Să facem așa, ca să pregătim deja locul și dăm cu ăsta. Cum totul nu mi-a dat? S-a aruncat vreunul aici. Mai încercăm o dată. Uite mă că am făcut 2 acum. Ia să vedem acum. Facem 4? 5 chiar. Și uite așa ușor, ușor ne facem plantația de morcovi. Păi... A, 5. Mă speria să nu mă asem bine. Bun. Hai să lăsăm totuși un pic să-și facă ei de amblo. Și vreau să fac un pic de ordine pe aici, să vedem. Am până unde mă duc eu cu gardul ăsta. A trebui la... Uite aici, 1, 2, 3, 4. Și aici a trebuit să mă duc tot așa, până la 4. Și pe aceea încă 4. Ca să fac exact... Ia să facem următoarea șmecherie. Așa. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Următoarea aici, punem apa. Bun. La 4 de astea se duce apa. Deci are... Uite dacă am pus-o și pe lungime. Și ar trebui acum să facem următoarea șmecherie. 1, 2, 3, 4. Și aici vine gardul. Bun, cam așa. O să vină puțin cam lunguiața grădina mea, dar nu e problemă. Vă spuneam mai devreme că este suficient. Deci, așa, bine, grădinile ale cele două care le-am făcut sunt mai mult la impresia artistică. Dar aici chiar am nevoie de utilitate. Adică am vrut să pară un câmp așa mare de grâu. Și la același lucru și la cartofi. Hai să mai săpăm puțin pe aici să facem cât de cât loc. Bine, n-am stat prea mult să caut pe aici, pe în zonă, un loc mai drept. Am preferat să fac aici direct lângă fermă. Trebuie să fac următoarea șmecherie. Să tai și copacul ăsta de aici. Imediat. Și după ce consum toată făina aia de oase, o să încerc dacă e iepurașii să mulțesc mai repede cu morcov. Oricum a scăpat de nebuneala aia, că când mergeam, vedeam flori galbene, fac, mă opream și adunam. Așa nu mai am probleme. Hai să tăiem 6 totuși să nu se vadă urât aici. Ce-i drept că am fost un pic în pod, am dormit, că acolo în podul fermei am... Opa, stai că nu o pasă de asta. Am pătuț acolo. Mă uitam, credeam că nu mai am gardul de-astea de culoarea asta. Ne-au ajuns la fix. Și acum o să punem și niște tase de luminat. Să pun direct așa pe asta. Aici am făcut așa, mai înalt. Dar nu cred că e ok pentru ca să muntesc mai repede. Hai să dărâm totuși că nu-mi place cum se vede așa prea sus. Odată aici.
Pentru că dacă sunt toarțele, să face și mai repede recolta. Una, două, trei, patru, aici. Nu aici. Aici am zis. Aici pe colțul ăla. Și aici la ușa una. Una, două, trei, patru dată aici. Și nu mai avem toarțe. Avem o grămadă de cărbune, că am fost pe acolo prin pe sub casă și am adunat și una, două, trei, patru și cărbune o grămadă. Și una în capăt și asta e gata pe partea asta. Și pe aceea ne apucăm să mai mulțim un pic morcovie. Ce punem aici? Uite așa, aici trebuie. Nu prea este simetric, da. Cred că să lumineze ca să se înmulțească mai repede. Deci, am zis-o la 4. Cam așa. Și aici nu mai. Bun. Hai să mai facem în partea asta. Și unde este făina? Bine, trebuie să mai merg noaptea pe afară să mai omor scheletul în dână. Ia să vedem acum ce am făcut. Oho. O, uite câți morcovi am făcut. 14. Hop, hop, hop. Dar că facem noi. Uite acum cum facem noi Farming Simulator aici. Deci avem cultură de grâu, cultură de cartofi și acum cultură de morcovi. Ia să vedem dacă mai reușim să mai facem ceva morcovi și să mergem să dăm și la iepuraș. Mă, 5 bucăți. Și doi păstrăm pentru o pereche de, cum spun, o pereche norocoasă de iepuri. Asta e că acolo mai deja mai rău. A, nu era încă crescut cum trebuie. Ia să vedem care sunt câștigătorii celor doi, perechea câștigătoare. Hop, ia uite. Bă, nu fugiți pe acolo, ia uite mă, fug de mine. Ia-mă. Ia uite mă, toți iepuri așa fugi și n-am nici flori la mine. Aaaa, oleu, oleu, oleu. Cum fac acum să ies afară fără să îi scapă ăștia? La semințe nu vin. Bă, și-am mutat florile acolo, era sigur așa fac o boroboață. Hai mă, intrați. Trebuie să speri și pe asta, poate intră. Mă, dacă duc spui așa și speri, intră acolo? Așa mă, hai, și tu băi. Tai mă, că bune ei sunt. Ei cu ăla. Dacă a plecat și de lângă ușa de aici. Mă obligă să-i... și anume că să pesc, altfel n-am ce să-i fără fac. Cât seama afară, ia să vedem. 4. Mi-a dat blana? Nu mi-a dat blana. Uite, asta mi-a dat. E bine? Ce să vă fac, frate, dacă o stăți cu minți? Cum, am omorât 4 iepuri doar singură blana și 2 bucăți de carne? O să am de treabă cu ăștia. Bun. Asta stă aici, pazic, cu... de veche. Zona asta mai libertă un pic, zona asta, că, na, a făcut-o pe aici. Și acum așteptăm să se mulțească morcovii ăștia. Până facem o grădină mare, mai durează un pic. Trebuie să merg spre casă. Ia să intru pe aici, să trag un pui de somn. Și pe aceea să mergem în... partea aia să facem, să vedem ce e în zona aia.
invocarea prima dată. Uite cum dorm eu cu sabia ca războinici. Pregătesc doamna de atac. Hai să ne începe ce lăsăm de aici. Deci... De fapt facem o treabă. Aici lăsăm niște cărbune. Și lăsăm la prăjit asta. Și aici să-mi fac eu o barcă. O barcă neagră. Pirații. Semințele astea nu știu ce să fac eu, le să le arunc, cred că la un moment dat că am o grămadă în depozit. Le marcat deja? Și de aici. Hai să luăm cu noi friptura de iepuraș. Dar uite ce o să las eu aici, asta de... Asta le iau. Uite mă ce avem florile sus. Hai mă să mai mulțim până metoda clasică, tot avem flori. Nu suntem aici în zonă. Ia uite ce facem. Ia mai faceți iepuraș, că am omorât 4 din greșeală. Hai mă, tu care te iubești. Oh, nu floare. Băi. Ăștia nu mai vor nici la flori, nu mai vor la nimic. Ia. Nu știu, fac un sistem să stau să nu mai intru mă tot ziua bună ziua la ăștia. Hai că intre toți aici. Dacă l-am prins până capul ușa aici. Hai să facem așa o alergare cu ei. Gata, i-am păcălit. Nu știu, mă gândesc la un sistem de a da mâncare fără să mai intru pe acolo pe aia, să mai scap afară, nu știu. Am o grămadă de chestii pe aici. Ce-și putea să mai las? Că nu de altă dată găsesc ceva acolo și... Uite și treptele astea, că nu-mi trebuie. Mai las și din gardurile astea. O să arunc afară când ajung, o să arunc și semințele. Hai să mergem cumva. Băi, ușor. Trebuie să fie adus un cățel aici, să pun de pază. Îi țin acolo toți trei, că aia scrie de casă. Hai să punem barca și să mergem pe partea asta. Am zis eu că arunc aici în apă. Arunc semințele. Ia mă să mergem în partea asta de ce ești. Flori galbene, mulumesc. Hop, 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 hop. Ah, e deja iar o... Deja iar o baltă, un lac ceva. Deci, m-am speriat degeaba. Mă gândeam că e vreo mare ceva. Opa, acolo vreau să merg. Îmi dau înapoi. Hop. Aici e casa noastră. Am văzut toarțe de la grădină. Uite flori galbene, dar nu mai adunam flori. Nisip o grămadă pe aici. Da, am terminat și plaja. Hai să lăsăm barca aici totuși. Bun. Dacă am făcut grădina, vom merge să luăm de aici de sus și mergem acasă. Vedem ce avem acolo de făcut. Dacă tot facem episodul ăsta pentru un fel de Farming Simulator, vom merge și dăm la oițe, dăm la... Ia să începem de aici. Deci luăm blana odată. Luăm astea cu noi și astea. Asta să mai aici. Bun, am adăugat o grămadă de lemn. E ceea ce e bine. Și o blană. Hop. Bă, mai avem acasă niște oase, dacă nu mă înșel, trebuia să fi luat și pe alea. Le făceam și pe alea, să zic, omlet. Le făceam și pe alea praf și le punem aici. Da, nu ai probleme, pot să facă morcovii și facem mai grădina. Așa am început și cu, cum îi spune, cu cartofii și cu grâu. Hai să ajungem. Opa, mai spălă drumul. Mă speria să zic, am vrut să strica harta. Ia uite, acum ajungem.
la grădina noastră, cea... De ce asta e grădina moare? E cam moare, vă spuneam eu. Și vedem așa. Ia uite cum face. Mai puțin așa. Ia uite, se vede biserica mea, cum e, templul meu, uite. Da. Deci am zis așa. Să facem Farm Simulator. Sau cartofi. Mă disperă că din când în când îmi dă... Cum îi spune? Uite un cartof făcut. Îmi dă de asta, cum îi spune, cartof de la otrăvitor. Bă, acolo la porci, acum mi-am amintit, acolo la porci mai avem un iepure. Stai mă, că ăsta e foame, n-am mai mănânc cartofi purci. Stai mă, să-i dăm friptură de iepuraș, nu mai dăm. Fuge prea mult, s-a obosit. Bun. Spuneam eu mai devreme că am pe aici un iepure, mai la... Uite-l mă aici. Uite, ăsta n-a scăpat. În schimb, dacă pui... Cum îi spune? Dacă pui... Cum este, dacă înmulțești, pui ea de iepuri, iepurașii, uia pe suportă pe aici. Împătit în partea aia. Bă, trebuie să mai tai și din porci așa totuși, că... O, uite câți am aici. Deci am făcut level numai din înmulțirea porcilor, din cărbune, din toate nebunele astea. Așa, hai frumos în căsuța la noi. Că se apropie finalul episodului și o să fac puțin mai scurt pentru că am estimat puțin că am greșit, să zic așa, cât îmi ia grădina. Am văzut ceva albastru, am crezut că e un zombalo. Am crezut că sunt mai mult, dar vă spuneam eu că n-am făcut-o prea mare, că n-are rost. Hai să ne golim inventarul pe aici. Deci, odată, dartul. Cred că o să ajung la un moment dat, dartul să încep să-l arunc. Pentru că deja... Ia uite cât am aici. Cobblestone-ul. Asta e stone. Am desit. Am desit aici sus. Și mi se pare că pe aici, pe undeva, am blânză de iepuri. 6. Bun. Ce mai pot să mai arăt? Ah, tot am zis eu că fac să iau de aici, mă. Dar nu are niciun semn. Acum să un semn, da. Fac altul acum. Aici, la bancul de prod. Păi, ce mă, despre unde mă? Am fost acolo pe sub mine și am făcut curățenie, dar văd că tot mai mărește. Cred că mai e vreo peșteră pe în partea salată. Da, bine că nu trebuie să dorm aici și atunci, dacă dormeam aici și nu lăsa să dorm, asta era altceva. Bun, hai să facem noi pe ultimul culoare aici jos. Sau sus. Jos aici. Scriem așa. Prefabricate. Nu. Așa. A, așa scriu. Și construcții. Nu prea sună, dar în sfârșit, cât de cât. Și aici vom pune așa. Tot ce ne rămâne nouă de la construcție. Pac, pac. Și când avem nevoie de ceva, luăm de aici. Inclusiv astea. Nu? Știm o treabă. Și mai dăm și de aici. Știu că merg cu lancarda asta. Uite. Tot ce înseamnă... Hai și gardul ăsta. Nu? Și asta. Tot ce se poate folosi la construcții, le pun aici. Și când am nevoie de ceva, o să vin aici să caut. Așa, toate chesturile. Deci pun și asta, pun și asta, și am și uși. Nu? Și cu asta. Și cu asta. Și asta. Și aici am de toate. Asta ce e, mă? Stone. Nu? Gata. Bun, încheiem tot așa cu standul care am trecut. Și vă spun, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like. De asemenea, vă invit să vă abonați și la canalul meu dacă n-ați făcut-o încă. Până data viitoare,
Orizul, sincer, salut!